G2A, jocuri ieftine! Astăzi sunt foarte, foarte fericit pentru că sunt pe cale să trec la următorul nivel, la jocul minunat cu Lidl de la Lidl. Nu știu exact al câtelea nivel ar fi, al 5-lea. Oameni buni, am stat și am farmat 48 de mii de bănuți. Extrem de mult, un rând de aplauze. Woo! Lăsați like-uri pentru că știu că vă place Lidl. Desigur, cum să nu lăsați like-uri? De ce s-a auzit o găină? Eu n-am găini la Lidl. De unde se aude? Ah, de la ouă, desigur, da. Ba da, am găini la Lidl și fac ouă ca să fie proaspete, pentru că la Lidl găsești cele mai proaspete produse în fiecare zi. Iar dacă vrei legume, ai piața Lidl. Ce Dumnezeule mare fac aici? G2A și Instagram-ul meu acolo și jos în descriere. Schimbăm materiale, uite, schimb, da? Și mergem și schimbăm, așa, 3 de astea într-o... Uite, poți să schimbi 3 pe una? Sper că nu te las. Ok, ne trebuie... Așa ceva, schimb acum și practic acum avem 10, ceea ce înseamnă că vom putea să mergem aici să facem upgrade la următorul magazin. Totul este cu bifă, deci practic am făcut upgrade-uri la tot, chiar dacă off-camera ce e drept. Am luat un nou muncitor, acum magazinul nostru este foarte automat, dar ce s-a întâmplat la un moment dat când mi s-a ruinat magazinul? Au venit niște retardați de la circ și mi-au stricat tot și nu mi-am dat seama și eu credeam că e vina lui ăla, dar de fapt n-a fost vina lui și... ideea e că tot trebuie să vin din când în când să iau banii de la casa de marcat. Nu înțeleg de ce am 3 case de marcat. Aș vrea să le șterg pe astea pentru că mi-ocupă spațiu și nu pot să pun oameni la casa aia de marcat pentru că nu am suficient oameni, dar nu contează. Hai să dăm magazin modernizare. O, țucatiar, tata! Cel mai bun la jocul de la Lidl cu Lidl din România și singurul care joacă. Clienți noi, gurmanzi, școlari, wow, wow, ok, foarte drăguț. Bă, câta supermarket-o am, bă, ești nebun cât îmi ia asta să fac. 7500. Poți să faci un upgrade la următor? Jet, mă, poți să faci... A, uite, astea toate sunt bifate, deci nu mai putem să le... A, doamne, țucat iar tata, bine. E bine că nu mai putem să facem upgrade-uri la astea, că da. Ia să vedem, putem să avem rafturi noi, te rog să nu. Pentru că dacă am rafturi noi de pus... Dar de fapt, nu, e ok. Oh! Mamă, câte, bă, câte produse putem să avem, jet, mă, deci, uite la menaj, oh my god, ok, hai să o luăm logic. Oameni buni, trebuie să facem atât de multe chestii. Nu, stai, trebuie să facem, uite, așa. Deci mutăm toate astea și la orice raft putem să mai avem produse, trebuie să mai punem tipul ăla de raft. De exemplu, aici avem 4 produse și avem, da, ok. Ia să vedem, ăsta cu carne, sunt doar 2 tipuri de carne, deci o să facem... Așa, mută-te acolo. Și nu o să vă vină să credeți de câte ori vin ratația de la circ și îmi strică magazinul și trebuie să-i opresc. Iar ăsta are doar scutece. De ce am eu scutecele lângă carne? O să-l lăsăm acolo deocamdată. Ăsta ce e? Înghețată. Ok, deci o să-l... Mută-l, mă, uite așa, ok, o să-l mutăm, uite aici. Ăsta... Înghețată? Asta de unde? Asta era aici, mă! Uite, înghețată... Oh my god, tot magazinul... Oh my god, tot magazinul s-a... S-a schimbat magazinul meu. Uite, ăsta se ocupa aici de făcut... Mamă, fie antenă, câte am din fiecare... Oh! Ah, firar, nu voiam să fac asta. Pot să dau X? Yes, da, am... pune-mă și fă niște pizza. Putem să avem pizza de la Lidl acum. Ui, unde e intrarea în magazin? Pe aici? Ok, deci asta înseamnă că... Vai, mamă, vai, mamă. Ok, aici ar trebui să avem 4 tipuri. Deci astea sunt... astea sunt toate de-astea necesare de care o să avem nevoie. Știi ce? Hai să facem, uite, și așa. Mă gândeam, nu, mă gândeam să mă uit la... Ce produse am și să cumpăr... Așa. Nenoroci. Ai văzut ce a făcut? S-a pus fix în locul unde voiam eu să pun obiectul și... Așa. Deci aici sunt 4 chestii și avem 4 rafturi, da? Aici la fel avem 4 produse. Trebuie să mutăm și astea, le mutăm, uite, aici. Și să sperăm că... De fapt, stai o secundă, ăsta e tot raft de aici, nu? Deci aici stai așa, avem... Ăsta e așa, iar ăsta e așa. Wait, stai. Ketchup și... Stai, ce e ăsta? E ketchup. Are ceva de ketchup și ăsta ce e? E raft de ăsta.
O ne lipsește, ne lipsește unul de ăsta. Mă, oh god, ok. Ce fel de raft era ăla? Trebuie să facem raft nou. Ce fel de raft e ăla? E ceva din lemn. Conserve și sosuri. Ăsta e? Nu, stai că nu înțeleg. Deci ăsta ce e? Astea sunt alimente de bază. Păi, ok, apoi... Ok, deci avem așa, ăsta. Și ne mai trebuie... ne mai trebuie ceva. Ăla cu alunele, mamă. Oameni buni, știu, dar e foarte mult de mutat. Deci e un de-ăsta cu niște alune ca ultim produs. Ăsta e, ia uite-l. Și-l punem, uite, aici, iar pe ăsta punem alune de alea negre. Nu știu ce sunt alea, arată ca niște rahați. Sincer să fiu, dar sunt alune probabil. Ăsta ce e? Ce e raftul ăsta? Ceva cu sos și conservă. Deci, stai așa, o să trebuiască să punem... Oh my god, nu, trebuie să o luăm... Oh, ne mai trebuie un raft de ăsta. Trebuie să o luăm întâi cu rafturile care, pe care poți să pui multe produse, știi? De exemplu, avem rafturile astea de... Doamne, de ce s-a auzit un bebeluș la mine acolo? Nu știu. Uite, luăm unul de ăsta și îl punem aici, iar aici vom pune... Iar aici vom pune pizza. Perfect. Iar ăsta o să se apuce acum de treabă și o să facă și pizza și cred că ar trebui să-l mutăm, uite, aici sau ceva. Ăsta, oh my god, și ăsta o să mai avem nevoie de multe chestii. Plante, flori mai bine zis, dar flori nu avem și știi ce? Cred că o să facem, uite așa, mutăm ăsta aici. Știu că voiai să-ți iei produsul, dar mai așteaptă pentru că nu se poate încă. Florile le vom muta, vom lăsa rafturile astea foarte multe într-un loc. Oh my god, cât de multe rafturi putem să avem acum, rafturi de-astea cu legume, a? Cât de multe rafturi? Ok, mai avem încă unul de pus. Ok, ok, deci încă un raft cu legume, da? Nu acolo, stai. Raft cu legume... Raft cu legume, unde sunt legume? Stai o secundă, sunt... Alea nu sunt încă deblocate, De ce ai dat să-l... Am înțeles, mă, frate. Nu, alea nu sunt încă deblocate pentru că trebuie să... Da. Bun, acum avem și piersici. Mă, frate, cât de multe de astea o să avem. Știi ce? O să mutăm florile, uite, aici. Și, uite, aici vom muta și... Uite, vom face, uite, așa. Aici mutăm astea. Perfect. Pentru că nu vreau să fac șirurile astea de prea lungi. Asta ce e? Aici e furnizorul. Așa, aici putem să facem upgrade ca să mai primim produse. Dar deocamdată nu ne ocupăm de chestia asta. Deocamdată ne ocupăm să aranjăm magazinul, oameni buni. Ăsta e ceva cu înghețată. Oh, ok, ok. Stai că am găsit. O să luăm ăsta și îl mutăm tocmai aici. Iar ăsta are așa. Bun, și ne mai trebuie încă unul pentru cartofi prăjiți. Mamă, tot timpul apăs greșit. Ne mai trebuie unul pentru cartofi prăjiți. Unde e ăla de cartofi prăjiți? Cartofi prăjiți. Nu, aici cred că e mai sus pe undeva. Nu, legume. Așa. Congelate. Oh, ok, ok. Și cartofi prăjiți. Și când facem upgrade o să mai avem alte două produse de astea care merg în rafturi de genul ăsta. Hai să mutăm și noi ăsta să-l punem, uite, pe aici. Că astea mi-ocupă spațiu aici. N-am timp de așa ceva. Oh my god, casele astea de marcat sunt atât de prost puse aici, frate, vreau să scap de ele. Deci sunt atât de inutile, nu pot să cred cât de inutile sunt. Pune-l mă acolo unde... stai, Jesus, trebuie să apeși pe bifă, desigur. Uite aici una, iar asta o luăm de aici și o punem și pe asta. Nu merge mai încolo. Ok, acolo o să le lăsăm deocamdată. La ieșire vom pune casa asta de marcat. Nu, stai. La ieșire, fă! Nu că, Ok, du-te la casa de marcat. Nu la... Firar să fie de... Știi ce? O să mutăm casele de marcat. Oh my god, stop! Du-te la casa aia de marcat! Oh my god, dude... Pe bune, vrei să... Știi ce? Fie cum vrei tu, o mutăm aici. Și pasta o mutăm acolo. Și pasta o mutăm și mai rău. O mutăm... Toma... Mută-te! Mută-te, mă! Așa. Perfect. Până acolo. Așa.
Și acum va trebui să se... Bă, nenorocito, du-te mă la casa... Oh my god, vă rog dați-mi în cap. Ok, du-te la casa aia de la intrare. Cred că se produce cam multă aglomerație, dar sincer nu-mi pasă. Ok. Bun, perfect, s-a dus la casa care trebuie. Ok, acum putem să mutăm casele astea stupide în partea asta ca să... Oh, nu, o ploaie îți udă toți clienții. Păi să se ducă dracu, mă, să nu intre în magazinul meu foarte frumos dacă se udă, da? Ok, asta aici. Bun, o să fac o grămadă de mizerie clienții, minunat. Stai așa, aici ce avem? Avem în total 3 produse, deci deocamdată suntem ok cu rafturile de tipul ăsta, da? Bun, și va trebui să avem rafturi noi, undeva pe aici. Astea sunt, stai, sos? O, avem 2 de astea, ok, ok, deja aveam 2 de astea, trebuiau numai, ăsta ce e, ăsta e primul care trebuie pus, uite, a... Tot timpul apăs click în loc de să apăs bifă și... Așa, ăsta e... Oh, pot să-l și vinzi, dar nu vreau să fac chestia asta. Bun, acum ce mai avem aici? Ăsta e un singur tip de raft cu un singur produs. Aici avem tot așa un singur produs, deci ăsta merge, uite, acolo. Ăsta ce e? E cu scutece, tot un singur produs. Așa. Și acum dăm astea ca să curățăm, frate, manual, pentru că ăla nu mai face față. Oh, și cu astea aici? Stai o secundă. Oi, deja aveam cu cartofi. Deja aveam unul cu cartofi. Știi ce? Nu o să-l vindem, pentru că sunt sigur că vom... Casa trebuie mutată acum. Nu-l vom vinde, pentru că sunt sigur că o să avem nevoie. Ia stai așa. Ăla, raftul cu cartofi prăjiți, ia să vedem. Da, uite, o să mai putem debloca 2 chestii. Deci, în teorie, știi ce? Aș mai putea să mai cumpăr încă unul, stai așa. O să mai cumpăr încă unul și îl pun aici și o să pun... Hai tot cartofi prăjiți, pentru că de ce nu, da? Și o să fie minunat. Ok, ăsta ce este? Ăsta este... Ok, nu știu ce e ăsta. Am așa ceva. Oh, ok, ok, ok. Mă uitam să văd dacă am, dar am și e bine. Ok, punem aici. Și știi ce? O să schimbăm ordinea produselor pentru că îmi place să le am de la primul produs la ultimul, știi? Uite, de exemplu, aici punem de ăsta și vindem pe alea, iar aici punem de astea alte și le vindem pe alea. Perfect, ia să scăpăm și de mizeria asta. Ok, și cred că am putea să punem, uite, așa ceva. Perfect. Ca oamenii când intră să fie minunați de faptul că avem decorații... Firar să fie. Ok, nu pot să pun mai aproape ăla, ceea ce înseamnă că aș pune ăsta aici. Ok. Și uite, ăsta o să-l punem, uite, aici. Perfect, perfect, dude, perfect. Și acum oamenii vor trebui să vină pe partea asta și trec unul prin altul aici la casă, nu e problemă. Foarte bine, foarte bine. Ok, ce nu găsești, mă? Nu găsești ananas. Măcar putem să avem ananas și oamenii buni sunt foarte confuzi. Stai așa. Ananas. Nu cred că putem să avem. Sunt sigur blocați. Da, sunt blocați la fel și cu chestia aia. Oh, duș rece. 40% iubire din partea clienților. Hai să mutăm astea. Uite, unul așa. Ok, și acum pe ăstălalt îl mutăm aici. Ok, ca să avem spațiul ăsta mai liber. Deci, în teorie, ia să vedem de exemplu ăsta cu sucuri, da? Bă, tot timpul apăs greșit, mă, vă rog, opriți-mă! Ok, deci ăsta cu sucuri... Aha, mai putem să deblocăm ceva, deci o să mai punem încă un de-ăsta și o să-l umplem cu chestii... da. Știi ce? Ia să dăm astea. Le vom da și le vom... De ce am făcut asta? Că acum oricum o să vină ăla și o să pună odată ce ai setat chestia, dar nu contează, ok. Aici, ia să mai vedem, ceva cu prăjituri, da? Ceva cu bomboane, prăjituri, rafturile cu bomboane și prăjituri. Ia să vedem unde sunt rafturile cu bomboane și prăjituri. Îmi place că alea de... ai doar 2 tipuri de plante. Prăjituri. Ok, încă 2 ne mai trebuie de astea, deci o să punem, uite, așa... Și nu o să punem nimic pe ele, o să le păstrăm pentru când o să avem noile produse, da? Stai așa. Și, deci o să avem acadelii și mai este încă ceva ce o să putem să deblocăm. Ok, următoarele rafturi, astea ce, astea sunt cu alunele alea negre, stai așa. Dar aici nu mai putem să deblocăm nimic. Ok, unde mai putem să deblocăm chestii? Ia să vedem. Astea de pâine, ia să vedem astea de pâine. Cu pizza, trebuie să mă uit după pizza. Pizza, unde ești pizza?
uite aici, a, nu o să mai putem, ok, flori și plante nu. Avem astea de legume, unde o să mai putem debloca una, două, trei, patru chestii. Ok, deci... Așa, una... Nu, stai. Una... Ok... Două, trei... tot nu e bine, trebuie să punem și asta aici. Așa. Deci una. Și ne mai trebuie încă trei, da? Ia să vedem, astea de legume, da? Uite, încă una, uite aici. Și încă... încă una. Și încă una. O, mi se pare că o să iasă la fix. O, asta ar fi foarte mișto, foarte mișto. Stai așa. Încă una. Come on, come on, come on. Da. Nu chiar, dar știi ce? Cred că vom pune legume și chestii și pastea, pentru că de ce nu, frate? Cu cât ai mai multe, cu atât mai bine, pentru că omul, dacă se termină într-o parte, ia din altă parte, știi? Și hai să punem cartofi, desigur, îmi trebuie cartofi la Lidl. Ok, astea cu chipsuri, cu snack-uri, ia să vedem dacă o să mai putem debloca ceva. Cu chipsuri, cu snack-uri, unde sunt alea cu chipuri? Ah, nu, ok, doar 3, bun. Iar produse congelate am făcut. Nu, stai așa, astea sunt produsele congelate. Ok, stai așa. Asta-l punem aici. Asta-l punem aici. Aici, așa. Bun, pentru că ne mai trebuie două rafturi pentru astea congelate. Aici, unde avem carnea și cârnație sau ce-or fi aia, nu știu. Probabil salamuri. Ok, și ne mai trebuie două... A, rămânem fără... Băi, ești nebun, am rămas fără bani, stai așa. A, acum, bun, am făcut rost de bani, nu mai e problemă. A, deci o să avem nevoie de două de astea, uite așa. Și de ce să nu punem carne și pe el și pe ăsta la alt, o să mai putem pune... O să avem pește, frate, e incredibil că n-avem pește încă la Lidl, dar... cred că cam asta ar fi de ce am aranjat tot magazinul, oameni buni. Avem un magazin gigantic, am putea în teorie, stai așa, să facem o chestie. Deci pentru a face upgrade la furnizor ne trebuie, n-avem banii aia și nici nu o să-i facem prea curând, pentru că durează, dar o să am nevoie de o de asta, de sticlă. Deci hai să dăm schimb și să dăm, uite, asta, pentru că avem așa și facem rost de una de sticlă. Schimb acum, bun. Bun, și acum o să putem face upgrade la furnizor, dar ne mai trebuie bani. Și dacă facem upgrade la furnizor, o să deblocăm și alte tipuri de produse. Ca oamenii când vin, uite, vezi că ăsta, de exemplu, vine și caută roșii și el nu a găsit roșii, pentru că, uite, dacă mă duc, uite aici, roșiile sunt blocate. Dar da, știi ce? Nu știu exact cât de lung e acest episod, dar simt eu că e prea lung și o să ne vedem pe data viitoare. Ar fi mișto dacă aș avea două intrări sau ceva, frate, să nu se mai produc aglomerația asta, dar spre surprinderea mea încă mai pot să faci, stai așa că am apăsat greșit, încă mai pot să faci upgrade magazinului, imaginează-ți, uite, oh my god, cât ai nevoie, doamne, jet, mă, wow, vom avea nevoie și de un nou 15.000, why? Vom avea nevoie și de un nou muncitor care să, probabil să... Nu cred că la casă. Probabil să pună produse pe rafturi, cel mai probabil, da. Sau poate să păstreze curățenia, deși nu sunt sigur. Știi ce? Pa!